Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz. Astăzi revenim cu o nouă povestire, se numește Aparențe și sper să vă placă. Să începem! S-ar fi putut afirma că proxenetismul și codoșlucul constituiau o tradiție în familia lor. Tușa Mare, una din surorile bunicii, fusese celebra Madame Puțulea, patroana numai puțin celebrului bordel din Dinicu Golescu. Imobilul mai există, plasat cumva în spatele magazinului Eva. Era un stabiliment de lux, mobilat doar cu dame fine, femei din înalta societate, dornice să-și rotunjească veniturile. Lucrurile se desfășurau cu discreție și finețe. Marfa se alegea răsfoind albumul de fotografii, urma rezervarea prin telefon, iar frumoasele soseau la randevu cu voalul lăsat pe față. Fusese o afacere mănoasă, care ținuse peste două decenii, iar Don Juanii vremii, domni serioși astăzi, între 80 și 100 de ani, își aduc aminte cu nostalgie de distincția și seriozitatea stabilimentului. Totul prezenta încredere, începând de la portar și până la șampanie. În 1948, Tușa Mare, silită de autorități să tragă obloanele și refuzând să se recicleze potențială fruntașă în producție, în vreo fabrică, s-a cărăbănit în străinătate. Marijana, mama Claudiei, și-a descoperit vocația la maturitate când, ieșind din competiție, începuse să patroneze amorurile clandestine ale prietenilor și cunoștințelor mai tinere. Recte, își punea la dispoziție apartamentul pentru un număr de ore, timp în care ea se plimba prin oraș, intra la vreun film sau făcea vizite. Contra onorar, desigur. În ce o privește pe Claudia, până în 90, se plictisise într-un birou pensându-și sprâncenele, croșetând nenumărate pulovere după burda și făcând cafele proaste pentru șeful. Ideea i-au dat-o primele reviste sexy apărute cu ghiotura după Revoluție. Era timpul să intre în afaceri, iar condiții existau. Adică există o casă rămasă de la Tușa Mare, cum nu se poate mai potrivită pentru o întreprindere mică, dar selectă și elegantă. În consecință, amenajă 6 dormitoare, mai multe oficii sanitare, mobilă, totul funcțional și cu oarecare gust, păstrând pentru ea doar 2 încăperi la etaj. Renunțând la tricouri industrie casnică, aborda un gen nou, potrivit stabilimentului care se dorea cu pretenții. Roche neagră dintr-un material suplu în general, perle și escarpeni. Salariatele erau culese de prin baruri, respectând anumite principii. Unul dintre acestea se referea la vârstă, adică nu angaja niciodată fete sub 18 ani. Cu minorele ai doar necazuri, gâsculițe care nu știu ce vor. Și niciodată peste 30. Tot așa, nu primea borfet, nefericite duse în tragere prin Gara de Nord pentru un covrig acolo și o vodcă. Fetele Claudiei, mai toate cu liceu, aveau oarecare stil, pe chipul niciuneia nu se instalase încă patima meseriei. Un alt comandament al firmei, respectat cu strictețe, era cel al bunei înțelegeri, al cooperării fructuoase din toate punctele de vedere. Angajatele se puteau mișca liber, nimeni nu era reținut cu sila. Plecau de la Claudia doar ca să se mărite sau aventuristele care își închipuiau că țările membre NATO duc lipsă de beefsteak fraged. La conducerea bordelului o ajuta Johnny, partener de afaceri și dormitor, crai quintagenar, clasic de tot. Siluetă de dansator, costum elegant la 2 rânduri, mustață subțire, tâmple grizonate și ochi parșivi, ferice, doamne, de cine o fi fost pupat de ăsta în tinerețe. Chiar și acum, trântit pe canapeaua din salonul particular al Claudiei, într-o poziție plină de distincție, arăta, îi se părea acesteia, ca un gentleman autentic de pe malurile Tamisei. În realitate, venea de pe malurile Jiului, dar hainele nu-i cădeau mai puțin bine. Părerea mea, emise cu o voce cavernoasă, privind în zare conținutul paharului de coniac, este să nu deschidem azi. Fetele sunt bolnave, iar Mari și Flor nu rezistă singure. Claudia își trecu degetele prin părul de la ceafă, înfoindu-l. Din octombrie le tot spun să-și facă vaccinul antigripal, pupeze fără minte. Acum, în loc să câștige un ban, fac de ver farmaciilor. Johnny surâse cu condescendență. E sezonul lor, draga mea. Farmaciștii, medicii și pompele funebre. Uite ce propuneam eu. Dacă tot ținem închis, să-l așteptăm pe Vasiliad, să vedem ce vrea și pe urmă să ieșim în oraș. Mi-e dor de un local bun. E o idee. În fond,
Nu prea avem multe seri libere. Ce părere ai de Odobești? Am mâncat bine ultima oară și au totdeauna un program drăguț. Unde vrei tu, scumpa mea? Claudia apăsă pe un buton fixat sub latul mesei și după câteva momente, o fată tânără, într-o rochie de voal cenușiu, intră în cameră. Picantă, reprezenta un vis împlinit pentru cei care, în teatru, preferă genul subretă. Ești singură în salon? Se interesă Claudia mașinal. Singură, Flor încă n-a coborât. Sper că nu s-a îmbolnăvit și ea. Johnny și înăbuși un căscat. Fii liniștită, ăștia care se droghează nu iau gripă, sunt imuni. Habar n-aveam. Cum se simt fetele mari? Au tot ce le trebuie? Mari se așeză râzând pe brațul unui fotoliu. Era evident că se simțea la ea acasă. Au, dar nu le trebuie. La 40 de grade temperatură, abia dacă se uită la limonadă. Trec și eu mai târziu să le văd. Mari, tu poți să te schimbi. Azi avem relaș. Stinge, te rog, și lumina de la intrare. Mari se ridică și se îndreptă spre ușă împletindu-și picioarele ca manechinele când se fâție pe stradă. Ok, mother, bye-bye! Claudia râse în urma ei. E dată dracului, Mari. Ține minte că în mai puțin de un an dă lovitura. Are succesul în sânge. O să-mi pară rău după ea. Cred că ai dreptate, spuse Johnny. Ai observat că astea nostime o izbesc mai bine decât frumoasele? Da, sunt mai puțin sigure pe ele și lucrează mai cu ambiție. Parcă am auzit soneria, da, ăsta-i sigur, Vasiliad. Un omuleț caragios irupse în salon. Părea făcut tot din cercuri, tangente, concentrice, secante. Până și ochelarii erau rotunzi. Semăna mai degrabă cârciumar de birt modest decât a prosper om de afaceri. Jovialitatea, aerul de berist cum se cade, jucător de table și înverșunat rapidist, îi păcălise pe mulți. Se aruncă sans façon într-un fotoliu și la fel de dezinvolt își aprinse o țigară. Ca omul la îndemână oriunde s-ar afla, sau, cum ar fi procedat într-un birt, lăsă pachetul și bricheta pe masă. Văd că ați închis tractirul. Ce faceți? Treceți la penticostali? Fetele s-au îmbolnăvit de gripă, explică Johnny. Pentru tine însă facem excepție. Mari și Flor îți stau la dispoziție. Pântecele lui Vasilia se scutură de râs. Sunt mișcat peste poate, bătrâne, dar nu spus pe năzdrăvăni. Altele mă macină. Adică, fără vorbe cotite, vreau banii. Claudia interveni ducându-și, nu se știe de ce, la nas batista parfumată. Nu te înțeleg deloc, domnule Vasiliad. La ultima noastră întâlnire stabilisem că ne păsuiești încă 2 luni. Ochii mici, năpătiți de grăsimea lui Vasiliad, sclipeau de veselie. Se părea că încurcătura celor doi îl distra strașnic. Coană Claudio, eu nu-s bancă și v-am avertizat din start că sunt dispus să aștept în măsura în care mă așteaptă și pe mine alții. Uite, însă, că nu mă mai așteaptă. Sau îi vin niște urgențe și sunt obligat să-mi încasez debitele. Johnny se ridică intervenind autoritar. Lasă prostiile, Vasilia, doar nu ne cunoaștem de-al alteri. Uite, ca să rămânem prieteni, mă oblig să-ți fac plata integrală până la sfârșitul trimestrului cu dobândă de 10% în loc de 8. Grăsunul izbucni în hohote homerice. Părea că literalmente se înneacă de râs. Urma apoi o criză de tuse și, în sfârșit, își aprinse încă o țigară de la jumătatea neisprăvită a celeilalte. Claudia îl urmărea cu dezgust nedisimulat, în vreme ce Johnny, cu pumnii strânși, înfundați în buzunarele pantalonilor, abia se abținea să nu-i sară de gât. Adică, izbuti să vorbească Vasiliad, treacă de la tine! Și început din nou să râdă. Ca să vezi că și eu sunt lord, renunț la orice dobândă, dar dăm banii acum! Claudia își ridică piciorul peste celălalt, arătând o gambă fină. Acum însă nu se gândea la fleacuri, încercând doar să-și ascundă nervozitatea, întrebă pe un ton intenționat provocator. Și dacă nu-i dăm? Un surus îndelemniu, ce băia de zahăr sunt eu, reteză obrazul lui Vasiliad până la cerceii pe care nu-i avea. Eu zic că o cucoară ca dumneatale și un patrician ca amicul Johnny nu pot împinge lucrurile prea departe. Se ridică ținându-se de șale, privind ostentativ în jur. Văd că vă descurcați binișorel, pacile. Bine că nu vă deranjează poliția. Johnny strânse și mai tare pumnii în buzunare. Glasul răsună lătrat, de parcă ar fi vrut să muște. Dacă intenționezi un șantaj, să știi că nu ți-ai găsit omul. Vai de mine, se sperie grăsunul. Ce poate să-ți treacă prin minte? Eu nu caut omul, eu îmi caut banii. Brusc își arătă colții de lup, ciudați pe un chip rubicond. Concret, îi aștept până mâine la 12 ani temeridian. Prințesă? Milord? După o reverență ironică, își luă țigările și bricheta și se îndreptă spre ușă.
Johnny scoase fulgerător revolverul și trase. Deși nimerit în plin, Vasiliad încercă să fugă. Johnny trase încă un foc și celălalt se prăbuși. Adu-mi repede pelerina, strigă Johnny. Claudia întrebă pierită. Care pelerină? Johnny cuprinse umerii cu tandrețe. Scumpa mea, nu trebuie să ne pierdem cumpătul. Am nevoie de pelerina de cauciuc cu care merg la pescuit. Mai repede, până nu se umple de sânge aici. Peste câteva minute, leșul grăsunului devenise un pachet legat cu sfoară. Și acum, ce facem? Întrebă Claudia privindu-și mâinile cu dezgust. Cum scăpăm de el? Eterna problemă în materie de crimă. Cum te debarasezi de cadavru? Claudia dădu din cap săcâită. Lasă filmele, eu zic că trebuie dus departe, undeva pe la lacuri. De acord, râși Johnny, dar cum? Mașina e la reparat. Poți să chemi un taxi? Stai, am o idee. Spre deosebire de Mari, Mari înnobilând-o pe Maricica din acte, Flor era numele autentic. Cu vreo 20 de ani în urmă, tatăl lui Flor vizionase cu pasiune la televizor serialul Forța-i Saga și se îndrăgostise de personajul cu același nume. Cum nevastă sa nu semăna deloc cu răsfățata fiica lui Somes, bărbatul plecase în căutarea unei sosii, lăsându-i o amintire pe micuța Flor. Aceasta se înălță floare diafană, de o slăbiciune transparentă, cu chip și culori de cosânzeană. O cosânzeană tristă, care se droga de la 15 ani. Claudia o descoperise cu câțiva ani în urmă, la braseria Majestic, și doar după câteva zile petrecute la bordel, toată lumea realiză că fata își descoperise vocația de curtezană. Însăși Flor, în recreații de luciditate, recunoștea că nu se simțise nicăieri atât de bine. Era preferata clienților rafinați, intelectualii se prăpădesc după ea, aprecia Claudia, și a parveniților snobi, care se simțeau gâdilați la gândul că posedă o contesă. Contesă? Adică, de cel puțin trei generații, familia folosea furculița, hârtia igienică, locuise frunza de dovleac, iar bărbații nu se adresau legitimelor cu fă. În consecință, Flor ocupa cel mai elegant dormitor al stabilimentului, frizând somptuosul. Un pat vast, capitonat cu atlas, veios cochete, doi pereți oglindați pentru clienții care voiau să vadă cum le stă. Când Claudia și Johnny intrară în dormitor, Flor, într-un minunat kimono de interior, zăcea pe pat, toropită de drog. În lumina difuză a aplicelor, părea frumoasa din pădurea adormită. Căci asta era Flor. Rămânea grațioasă chiar și când dormea. Nu se siză intrarea celor doi, nici manevrele Claudiei, care după ce șterse amprentele lui Johnny, îi imprimă pe revolver degetele docile și lăsă arma pe pat ca scăpată din mână în timpul somnului. În același timp, Johnny monta regia cadavrului, căzut pe burtă într-un lac de sânge, scurs din pelerină. Să sperăm că o să țină, mormăi împachetând atent haina de pescuit. Acum să ne debarasăm de porcăria asta. Presupun că n-ai să o arunci la ghenă. Mă știi, idiot? Am să-i dau foc în bucătărie. Cauciucul arde ca benzina, trebuie doar bine aerisit. Claudia își roti ochii prin dormitor, scotocind după vreun amănunt uitat. Sincer, îmi pare rău de biata Flor. M-am legat de ea și... Johnny o întrerupse brutal. Ai altă soluție? În afară de asta, îți garantez că o să scape ușor. Om oricum e sub influența drogului. Se acordă circumstanțe atenuante chiar și pentru stare de ebrietate. Îi luăm un avocat bun și nu o doare capul. Face un stagiu la dezintoxicare și se întoarce nouă nouță. Claudia îi surâse recunoscătoare. Ce simplu devine totul cu tine. Doar cretinii se complică. Arăți-te $1,000,000, exclamă Johnny folosind unul din iancheismele lui favorite. Claudia nu era o frumusețe, dar părea incontestabilă doamnă, furoul de catifea neagră și etola de vulpe arginti nu păreau împrumutate. Johnny, în smoking perfect, putea fi luat, chiar și pe meleaguri mai opulente, drept exact ceea ce era, un proxenet prosper. Mulțumesc, nici tu nu ești mai prejos. Știi ce-i nostim? Constată privindu-și salonul. Ai impresia că nu s-a întâmplat nimic. Johnny se aplecă brusc, întinzând mâna sub o consolă. Uite-i țigările și bricheta, bine că le-am văzut. Trebuie să fim foarte atenți. Le aruncăm undeva pe drum. Apropo, unde-i scrumiera? Am golit-o eu la WC. În regulă, hai să plecăm înainte ca Mary să intre la Florzon, trebuie de sănătate. Claudia chicoti. Tot răul spre bine. Dacă nu se îmbolnăveau fetele, nu ne descurcam așa ușor. Adevărul, oftă Johnny, este că mi-am pierdut cumpătul. Dar prea făcea pe nebunul. Ar fi scos din sărite și un fachir. Claudia se lipi de el, mângâindu-i cu degete parfumate sprâncenele. Nu-ți inventa culpe, scumpule.
Nici eu n-aș fi procedat altfel. Mitocanul ăsta a căpătat exact ceea ce a meritat. Johnny o prinse afectos de bărbie. Vezi, de aia te iubesc eu pe tine. Ești în primul rând o femeie inteligentă. Gândești cu capul, nu cu instalația. Porcule, îl admonestă ea tandră. Ziceai că ți-a plăcut la Odobești. Ok, acolo bem șampania. Mary, înținută de oraș, urcă fredonând scara spre dormitorul lui Fleur. Era bine dispusă, bucuroasă de chilipir, o seară întreagă de care dispunea liberă și avea chef să se distreze. Își și făcuse planul, o pizza luată din zbor, un film și pe urmă un drink la Vox Maris. Poate mai multe, dar asta depindea de partenerul de dans, dacă știe într-adevăr să se miște sau doar face figurație pe ring. Ultima oară nimerise un pachiderm nădușit pe la toate încheieturile și preferase să se tireze. Ce bine ar fi ca Flor să se fi trezit. Ele două se distrau minunat împreună, se completau, oferind un contrast picant, un înger și o drăcoaică. Fraierii cădeau pe spate. Deschise ușa dormitorului rostind veselă. Nu mai dormi atâta, Flor, plecăm în vâjâială, azi avem relaș. Se apropie de pat cu gândul să o zgâlție, dar se împiedică gata să cadă peste cadavrul lui Vasiliad. Scoase un țipă de groază și o luă la goană pe scări. I se părea că aude pași în urma ei, desigur, ai ucigașului, care se mai află în casă. Înnebunită, ajunse în stradă și continuă să alerge din răsputeri. Habar n-avea încotro, adică da, știa, trebuia să ajungă pe bulevard, acolo e lume multă. Traversa aiurea, auzi ca prin vis claxoanele, scrâșne de frâne, imprecațiile furibunde ale șoferilor și, în sfârșit, căzu în brațele polițistului de la circulație. Nu se simțise în viața ei mai fericită. Înainte de a coborî în salonul Claudiei, capitanul M. mai aruncă o privire asupra cadavrului, rezumându-și constatările. Poziția, căzut pe burtă, ochelarii de pe nas, intacți, în buzunare, doar chei și un port-vizit. Bordel de lux, observă unul dintre membrii echipei operative. Capitanul M. ridică din umeri. Ești un ghicitor! 7 despuiate într-o oală de noapte, ghiși tractire cei. Ridicați absolut toate amprentele din încăpere. Mă interesează în mod special ale lui Vasiliad ăsta. Dădeau senzația că se află într-o vizită, puși pe șuietă și nimeni nu părea prea afectat. Mai cu seamă Claudia și Johnny, în hainele lor de seară, sporeau impresiar de sindrofie. Pe chipul lui Mary plutea o inconfundabilă expresie de triumf. Se simțea într-un fel vedetă? Ea descoperise cadavrul, ea anunțase poliția. Izolată cumva de grup, Fleur, într-o roche de casă albă, asista detașată și neclintită ca o poză. Capitanul se așeză nepoftit și la întâmplare. Se simțea vag deranjat de uscăciunea celor din jur, de indiferența, se putea spune nesimțire, cu care acceptau crima, moartea unui semen petrecută chiar în mijlocul lor. Demara abrupt, ținând parcă să stabilească coordonatele exacte ale stării de fapt. Ne aflăm deci într-o casă de toleranță în care s-a comis un asasinat. Claudia îl întrerupse opărită. Pardon, domnule capitan! Dumneavoastră puteți să-i spuneți cum vreți, orfelinat, morgă sau fabrică de tricotaje. Și dumneavoastră cum îi spuneți? Claudia îl întrerupse opărită. Pardon, domnule capitan, dumneavoastră puteți să-i spuneți cum vreți. Eu îi spun casă de oameni, cum să-i spun? Închiriez camere, că din asta trăiesc, și atâta vreme cât chiriașii îmi plătesc corect și nu dau foc la casă, îi privește ce fac. L-ați cunoscut pe Vasiliad? Adică pe mort? Doar din vedere. Aici nu-i pension de fecioare, nici mănăstire franciscană. Nu am interzis vizitele. Contornam decât la lumină. Johnny o bătu ușor peste mână, încercând chipurile să tempereze. Calmează-te, scumpa mea. Știi că n-ai voie să te enervezi. Flor interveni cu un glas argintiu. Vorbea ca de departe, dar perfect lucidă. Vasiliad a fost clientul meu. Un caragios, dar ne înțelegeam bine. Mă făcea să râd. Dumnezeule, se prăpădi de uimire Johnny. Ce te-a determinat atunci să-l împuști? Flor respise calmă și categorică. Prosti, nu eu l-am împușcat. Avea, desigur, ciudățenile lui, dar când accepti meseria asta, înveți să nu fii mofturoasă. Emo privi lung. Vorbea despre meserie, cu o dezinvoltură dezarmantă, ca și cum profesiunea pusă în discuție ar fi fost inginerie, croitorie, cercetare. Șocul era generat însă de contrastul dintre chipul suav, ducând cu gândul la candoarea Madonelor lui Rafael și ceea ce făcea fata asta concret cu trupul ei. Ce înțelegi prin ciudățenii? În locul ei răspunse Mary chicotin. Se credea pașă, ca ăla din El Zorab. Știu că a trecut și pe la mine. Dans din buric la uvertură, poziții turcești și fumat tot timpul. Și când, vorba aia, ne antrenam la karate, tot nu lăsa țigara.
Johnny sări de pe canapea. Încetează, te rog, tot ce spui este oribil, scumpa mea! Cuprinse umerii Claudiei, îmi pare atât de rău că ești obligată să asculți asemenea murdării. Să-ți aduc medicamentul! Claudia abordă brusc un aer de martiră, refuzând cu o mișcare a mâinii. Sufăr, dar nu vreau să facem caz de mine. Nu aveam niciun motiv să-l ucid, conchise Fleur. Sunt sigur că n-aveai motive, întrebarea este alta. Care? Dacă în starea în care te aflai anesteziată, ca să zic așa, mai știai ce faci? Fleur râse, primul surâs ivit pe chipul ei, și capitanul M. a avut impresia că asistă la florirea bruscă a unui boboc de floare, așa cum se vede în unele documentare vegetale la teleenciclopedia. Când sunt anesteziată, sunt fericită, nu furioasă, iar mâinile, picioarele nu mă mai ajută. Parcă aș fi algă, meduză, e o senzație minunată. Plutești ușoară pe creste de valuri și le simți doar dantela, așa, ca o dezmierdare, ca pe un iubit, marele iubit, unicul. Johnny deschise brațele elucidat. Bate câmpii ce mai, se impune un consult medical. Sunt convins că un psihiatru avizat și competent ar lămuri chestiunea. Mary repeta visătoare. Marele iubit, unicul, ce frumos! Ai luat-o și tu, razna, o admonestă Johnny. Fleur relo, imună la comentarii, ca și cum nu le-ar fi înregistrat. Dacă voiam să-l omor, știam unde să țintesc, îl cunoșteam bine, reprezenta o curiozitate a naturii. Și pe urmă, de unde revolver? Dădu din mână alehamite. În fond, toată povestea asta mă plictisește. Mă crede sau nu, e treaba dumneavoastră. Spontană și inimoasă, Mary înconjură cu brațul umerii firari de parcă ar fi luat-o sub ocrotire. Puteți o credeți, domnule capitan, Fleur nu minte niciodată. Claudia, crezându-se abilă, îi se alătură. Și eu sunt convinsă că nu minte. În orice caz, tot ce spune e logic. Johnny, prelund din zbor stafeta generozității, se grăbi să precizeze gălăgios. N-am pus nicio secundă la îndoială sinceritatea lui Fleur. Nimeni n-a susținut că minte. Mi-a manifestat doar unele suspiciuni față de luciditatea ei, de capacitatea de a înregistra corect realitatea înconjurătoare în anumite momente. Pe buzele lui Fleur alunecă un surâs incert. Rosti, fără să se uite la nimeni, mereu de undeva de departe, ca din cețuri. Sunt foarte capabilă. Emma o privi intrigat, întrebându-se dacă nu cumva fata asta își bătea joc de ei toți. Johnny, neștiind ce să înțeleagă, rămase în așteptare, cu gândul întins și gura întredeschisă. Mary avansă prima întrebare care plutea în aer. Și totuși, cine a ucis? A doua zi de dimineață, după ce se informa asupra primelor rezultate de laborator și citi raportul medicului legist, capitanul Lemo sună pe Claudia, anunțându-și vizita. Îl primiră în același salon. La lumina zilei părea și mai aspectos, spre deosebire de cele mai multe interioare care capătă căldură și, dacă e cazul, fast, odată cu înserarea. Mobilă intactă, îngrijită, pereți recent zugrăviți, își explică M impresia. Claudia și Johnny erau liniștiți, relaxați, chiar calzi, nimic din ostilitatea sau rezerva cu care sunt întâmpinați în general polițiștii. Fetele își reluaseră locurile din ajun. Mary zâmbind de nerăbdare, ca un ied nărăvaș, Fleur distantă congenital, dar surâzând amabil. Pace și tihnă, surâse în gând M, nici n-ai zice că există Kosovo pe lume. Ce ați aflat? Se interesă Mary cu respirația tăiată de emoție. Înainte de toate, trebuie să precizez un amănunt care schimbă esențial datele problemei. Victima, omul de afaceri Vasiliad, a fost transportată în dormitorul domnișoarei Fleur ulterior momentului în care a decedat. Mai limpede, a fost asasinată în alt spațiu determinat. Extraordinar! Se minună Claudia. Cum puteți fi atât de sigur? Dacă Vasiliad ar fi fost împușcat acolo unde a fost găsit, s-ar fi format sub el o baltă de sânge, iar picăturile din jur ar fi fost rotunde. În cazul nostru însă, ele se prezintă zimțat și există și mici stropi în jur, ceea ce demonstrează clar că au căzut de la înălțime. Johnny început să râdă. Cam prea subtil pentru mine. Neconvingător, vreți să spuneți. Puteți încerca singur experimentul. Aveți nevoie doar de o foaie de hârtie și o picătură de cafea. În favoarea aceleiași ipoteze, a deplasării cadavrului de la locul crimei, pledează și lipsa țigărilor și a brichetei. Nu s-au găsit asupra lui Vasilian, în cauză fiind vorba despre un fumător înverșunat. Ca un paș, am mai zis-o, chicoti Mary.
Amănuntul e cel puțin bizar, ca și scrumiera curată din camera domnișoarei Fleur. Concluzia se impune. Locul unde au rămas bricheta și țigările a fost părăsit de un vasiliat cel puțin în stare de inconștiență. Racordat la specificitatea pe care o prezintă sângele pierdut de victimă, pot afirma că încetase deja din viață. Claudia decise că trebuie să-și continue show-ul de prietenă devotată a lui Fleur, ea însă și atât de străină de crimă, încât își permite să fie preocupată de soarta altora. Înseamnă că Fleur e nevinovată, Doamne, ce bine îmi pare! Cred că merită să deschidem o șampanie! Mulțumesc, Claudia, surâse Fleur, ca o floare de gheață. Am știut mereu că mă pot bizui pe tine și din nou, M se întrebă dacă fata asta nu râde în sinea ei de toți. Johnny și-a prins o țigare, simulând și el un interes avid, de mahala, pentru senzațional, pentru isprăvile altora, la care el era simplu asistent. Povestea devine din ce în ce mai captivantă. Până la urmă, cine-i criminalul? Aveți răbdare, surâse M. Mai există două elemente care trădează diversiunea, regia, care să ne îndepărteze de adevărul faptelor, așa cum s-au petrecut ele în realitate. Mă refer aici la poziția cadavrului. Primind ambele gloanțe în piept, Vasiliad, în mod normal, trebuia să cadă pe spate. Or, el e găsit prăbușit pe burtă. Mary își duse uluită mâna la gură. Fantastic! E mai tare ca cel mai tare film! Și dacă ar fi căzut pe burtă, continuă M, obligatoriu i s-ar fi spart ochelarii la impactul cu parchetul. Or, pe aceștia i-am găsit intacți, pe nasul lui Vasiliad. Dacă ar fi să reconstitui filmul crimei, îl văd pe Vasiliad primind cel din tâi glonț drept în inimă. Spre surpriza asasinului însă, nenorocitul nu cade secerat, ci continuă să încerce să se salveze. Abia al doilea glonț îl răpune. Probabil la această ciudățenie s-a referit domnișoara Fleur când afirma că, dacă ar fi vrut să-l suprime, ar fi știut unde să țintească. Fleur aprobă, zâmbind discret. Așa e, Vasiliad avea inima pe dreapta. De aceea nu a căzut de la primul glonț, preciză M. Nu-i fusese atins niciun organ vital. Mary își duse mâna la gură. Extraordinar! Eu nu m-am prins, dar nici n-am mai auzit de așa ceva. E un fenomen destul de rar, explică M, dar mai frecvent decât vă închipuiți. Se înregistrează cam un caz la 10.000 de persoane. Johnny își mușcă limba să nu țipe. Și exact eu am avut baftă să dau peste ăla singurul. Unul la 10.000 și canalie pe deasupra. M se ridică. Apropiindu-se de Claudia și Johnny, le întinse fiecăruia câte o hârtie. Mandatele dumneavoastră de arestare. Vă rog să mă urmați. Seara se duseră la Vox Maris să ne mai schimbăm ideile. Toată ziua, Mary nu făcuse nimic altceva decât să comenteze evenimentele și consecințele în ceea ce le privea pe ele. Un lucru e sigur, decise sorbind cu paiul din sonda cu Gin Fizz. Schimbăm stabilimentul și echipa. Fleur clătină din cap cu economia de gesturi care era caracteristică. Nicio echipă. Voi lucra pe cont propriu. Mary oftă, recunoscând sinceră. Ție-ți dă mâna, nu seamănă multe, dar ca mine s-au mai văzut. De ce râzi? Știi? Când Johnny și Claudia l-au adus pe Vasiliad la mine în dormitor, eu eram conștientă. Nici el nu era de tot mort. Poate ar mai fi putut fi salvat. Mary o privi îngrozită. Și tu n-ai făcut nimic? Fleur zâmbea serafic. În ochii albaștri de arhanghel se deslușa tot ce e mai frumos pe lume. Roa dimineții, miresmele pădurii, livezile de zarzări în florița lui Teodoreanu, un clar de lună înnecată într-un lac de cleștar. Glasul răsună la fel de dulce. Era cel mai pervers porc care s-a născut vreodată. Chemă chelnerul și comandă o tequila. Vă mulțumesc frumos că ați ascultat o nouă povestire. Aici se termină povestirea cu numele Aparențe. Sper că v-a plăcut și dacă m-ați însoțit până la acest moment, o să vă invit să vă înscrieți, să vă abonați la canal, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când voi posta o povestire sau o carte nouă și vă mulțumesc tare frumos că ați fost alături de mine. Dacă aveți orice fel de mesaje, de comentarii, le puteți lăsa în mesaje și promit că voi răspunde. Vă mulțumesc tare frumos pentru audiție și la fel, vă doresc o zi cât mai plăcută sau o seară cât mai frumoasă. La revedere!